300 de gorjeni vor rămâne fără un loc de muncă în preajma sărbătorilor de iarnă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a primit notificări din partea încă 3 angajatori care vor face disponibilizări în perioada decembrie 2010-martie 2011. Cei mai mulți gorjeni vor pleca de la Hidroconstrucția ESA. Hidroconstrucția a anunțat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă concedierea numai puțin de 496 de persoane. Spre sfârșitul acestei luni ar trebui să depună o altă notificare la AJOFM și s-ar putea ca numărul celor disponibilizați să se reducă. Vor rămâne fără locul de muncă în perioada sărbătorilor de iarnă și angajații Petromesa. Aș vrea să menționez că printre aceștia avem doi agenți economici care au programul de restructurare pe perioada decembrie-martie. Deci, probabil că de asta sunt așa multe persoane disponibilizate. E posibil ca în luna decembrie să nu plece chiar toți. Astfel, stând de lucrurile, rata șomajului va crește din nou. În prezent este 9,9% cu un număr de 15.242 de șomeri.